Lupte ani în șir pentru bucuria de a avea un copil. Vorbim despre mii de familii din țara noastră care se confruntă cu infertilitatea. Statisticile arată că 22 de cupluri din 100 din Republica Moldova întâmpină dificultăți în a concepe un copil, iar în ultimii 10 ani rata de infertilitate a crescut de aproape 2 ori. Otilia, Dumitrița și Anatol sunt tripleții care i-au schimbat viața Tatianei Ciutac. 7 ani de așteptări, 10 de controle și speranțe până când acum 5 ani femeia a devenit pentru prima dată mamă. Am luat la foarte mulți medici, la multe controle, la mai mulți specialiști pentru a ne consulta să găsim soluția. Încercam pe cale naturală. A fost în 2011 sarcină extrauterină și a fost extirpată o trompă. Și deja în 2015 iar s-a primit o sarcină și tot în celălalt tromb. După mai multe intervenții, medicii îi dădeau Tatianei prea puține șanse de a putea deveni părinte. Soluția în cazul familiei ei a fost procedura de fertilizare in vitro. Știa că nu va fi ușor, dar a încercat și acum poate să-și strângă în brațe copiii. Ne-am hotărât să facem această procedură. Știam că costă foarte mult și am strâns bani. Eu îmi doream 3, dar nu odată pe rând. Îmi doream 2 fete și un băiat, dar odată, dar așa mi-a dat Domnul odată. Femeia spune că micuții ei au fost un dar de la Dumnezeu și oricât de greu ar fi, niciun cuplu nu trebuie să-și piardă speranța. Mai mult, începând cu anul 2017, autoritățile au implementat un program prin care statul finanțează parțial o singură procedură de reproducere asistată. Statul acoperă procedura de puncție și de transfer a embrionului. Aceasta este specificat în ordinul 149 și în regulamentul acestui ordin, în care aproape 32.000 de lei, da, pentru o singură procedură. Dar printre acest proiect, printre acest program care zicem noi, până ce una singură. În Republica Moldova, peste 140.000 de cupluri se confruntă cu infertilitate.